Recent, la nivelul județului Hunedoara, au fost organizate simulări ale examenelor de evaluare națională pentru elevii de clasa 8-a și de bacalaureat pentru cei din ultimii ani de liceu. Prezența la examene nu a fost atât de mare precum se așteptau reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, fiind înregistrate numeroase absențe din cauza infectărilor cu COVID-19. În vederea pregătirii temeinice a examenelor naționale, Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara a propus pentru elevii din clasele terminale o sesiune de simulări județene, la care au participat un număr de 34 de școli pentru învățământul gimnazial și un număr de 11 licee. Sigur că situația pandemică nu a prea permis să organizăm această simulare în toate unitățile de învățământ și chiar și în unitățile în care s-a desfășurat această simulare au fost destul de mulți elevi care au lipsit din motive obiective. Scopul acestor simulări a fost introducerea elevilor în atmosfera de examen real, iar subiectele date au fost de dificultate medie, notele rămânând pentru uz intern. În vederea simulării la nivel național al celor două examene, dar și al celor reale, din vară fiecare unitate de învățământ gimnazială și liceală din județul Hunedoara primește săptămânal un set de teste din programă. Simularea are un rol de a obișnui elevii cu situația reală de examen și, bineînțeles, că subiectele care au fost date au fost de dificultate medie și, de asemenea, este important de știut că, începând din al doilea semestru, am propus în fiecare săptămână un set de teste de antrenament. În săptămâna cu simularea, de fapt, aceste teste fiind oferite și pentru celelalte unități de învățământ pentru a se antrena pentru aceste examene naționale. Simularea pe țara bacalaureatului va avea loc în perioada 28-31 martie, iar cea a evaluării naționale între 4 și 6 aprilie. Examenele reale de evaluare națională vor avea loc în perioada 14-17 iunie. În ceea ce privește bacalaureatul, examenele scrise din sesiunea de vară se vor desfășura între 20 și 23 iunie, iar cele din cea de toamnă între 16 și 19 august.